O să încep cu sfârșitul și anume. Știi cum era Ana? Deci Ana, bunica mea. Bunica ta. Eu port numele, da. Bunica mea ucraineană. Măi, fenomenală femeia. Asta am vrut să te întreb. 12 copii a avut femeia asta. 12 copii. 12 copii. E foarte simplă situația. Estrogenul nostru se întâlnește cu oxitocina. Dragoste e mare foc și de ea nu scap deloc. Ea nu are legământ și de asta mi-a plăcut de mine. Okay. Era... Ce a fost asta? Dansul neuronilor. Bă, ok, hotărește-te puțin. Hotărește-te. Bun, este minunat. Pentru aceeași afecțiune. Aceeași afecțiune. Rozmarinul, deci este minunat. Și e foarte bun și pentru îngrijirea a părului. Și o întreba așa: auzi, dar sora ta e și ea la fel de frumoasă așa ca tine? Noaptea-mi treabă de tine, te vreau lângă mine, ani cea mai ea. Mulțumesc mamei mele și tatălui meu, pentru că de mică m-am interesat, cum e viața asta în doi? Cum el, care conduce, și cu ea, care croșetează lângă el, e miraculos cum de ei s-au înțeles? De fapt, ei nu se înțeleg, dar ei miraculos undeva se înțeleg. Tu înțelegi? Ce frumoasă e piesa! Deci nu, podcastul tău nu e deloc, nu e deloc așa simplu, e ceva. O transfer cu emoții.